Copiilor a fost duminica trecută, numai așa pot să opresc, dacă o spun de aici, ca în felul ăsta. A fost duminica trecută și fiindcă am avut sărbătoare duminica trecută, am avut un botez frumos, o sărbătoare frumoasă, n-am prea avut mult de vorbit despre rusalii, dar având în vedere că luna aceasta, toată luna sunt asemenea subiecte, astăzi, dacă vă uitați în calendarele care vi le-am dat și la vestea dumneavoastră, tema acestei dimineți la școala biblică este Duhul Sfânt înfăptuiește treziri spirituale. Duhul Sfânt înfăptuiește treziri spirituale. Dragii mei, rusalile nu este o sărbătoare pe care noi o sărbătorim când vrem noi. Ea nu este o sărbătoare care seamănă cu Paștele, care a fost cândva pusă la punct și aranjată de Dumnezeu și a fost o lucrare specială atunci și Dumnezeu de atunci a poruncit evreilor să țină sărbătoarea aceea. Pentru Biserica lui Dumnezeu, rusalile, nu este o sărbătoare care a fost dată și ea o ținem ca o amintire. Rusalile este o sărbătoare specială care poate fi înfăptuită, rețineți, de Duhul Sfânt în orice moment al existenței Bisericii pe Pământ. Mă înțelegeți? Paștele nu mai poate fi înfăptuit. A fost odată, el este sărbătoarea eliberării lui Israel de sub asuprirea egipteană, apoi mai târziu este pusă în același context cu moartea și jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne-a dat-o Dumnezeu ca biserică să o facem de fiecare dată când facem lucrul acesta, să vestim moartea Lui. Ne-a dat-o să o facem pe tot timpul vieții bisericii pe pământ. Când, unde și cum, asta este decizia noastră a celor ce luăm parte la ea. Dar, dragii mei, sărbătoarea rusalilor este specială de celelalte sărbători. Este specială pentru că Duhul Sfânt este special față de orice lucrare care a fost făcută în trecut și despre care noi ne amintim. Și este foarte specială pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu și El este viu, El trăiește, slăvit să fie numele Lui. În această dimineață, dacă ar fi să ne ducem mult departe, să vedem în istorie sărbătorile rusalilor, sunt multe. Eu am ales din Sfintele Scripturi trei lucruri la care vreau în dimineața aceasta să mă opresc în timpul destinat pentru asta. Dar dacă vă veți uita în istoria marilor treziri spirituale din viața creștină, din lumea creștină, veți găsi începutul secolului 18, 19, a fost mari treziri spirituale, pentru că despre asta vorbim. Duhul Sfânt înfăptuiește rusalile, înfăptuiește trezirea spirituală. Duhul Sfânt face lucrul acesta. Ceea ce faceți cursurile care le face la biserică, la istoria marilor treziri, ați învățat că au fost multe treziri din istorie și aceste treziri au adus, nu au fost ele numai așa niște treziri, numai ca să fie, spunem noi, treziri, au adus schimbări foarte radicale în viața locurilor în care au fost aceste treziri. Vă povesteam, dacă vă aduceți aminte, vă spuneam odată despre Marea Trezire din Scoția, când Dumnezeu a mișcat un oraș foarte puternic care deținea monopolul mineritului. Și prin cuvântul lui Dumnezeu și la predicile unor mari oameni al lui Dumnezeu, minerii aceștia care de obicei și în România erau cunoscuți ca oameni care beau mult și lucră mult, s-au schimbat și s-au întors la Dumnezeu. Nu cred că sunt mineri între noi, nu se supără. S-au schimbat radical. Istoria spune că în momentul când Dumnezeu a atins inima acestor oameni din Scoția, care scoteau minereul din mine în vremea aceea, foarte primitiv, cu căruțe, cu animale, cu boi, cu cai și așa mai departe, când oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu și n-au mai băut, și n-au mai înjurat, și n-au mai vorbit cuvinte porcoase,
Spune că animalele care trăjeau la căruțele cu minereu, ele nu știau altceva decât înjurături, bătăi, strigăte, urlete. Asta făceau ei când erau beți și când băteau animalele să tragă căruțele din mină. Când oamenii aceștia, spune istoria și ce vă spune este un adevăr, s-au întors la Dumnezeu. Animalele n-au mai știut ce să facă când au vorbit frumos cu ele. N-au mai știut ce să facă. N-au mai știut ce să facă. Pentru că ele n-au fost învățate cu asemenea pe oameni. Cineva spunea odată și era un om bătrân, un credincios bătrân. Zice, un pocăit trebuie să știe și vaca din praște pocăit. Spunea cineva pe vremuri că eram eu copil. Un pocăit trebuie să știe și vaca din graș că el este pocăit. Pentru cei ce sunteți mai tineri, știți ce e vaca, nu? Dragii mei, de ce vă spun lucrurile acestea? La baza Bisericii lui Dumnezeu, la baza mișcării penticostale din secolul 19, stă o mare mișcare de trezire și o mare mișcare de rusale care a avut loc la începutul secolului 19, care știți să spuneți unde? În Azusa Street, în California, da? Când un negru, un frate de culoare, chemat de Dumnezeu într-o lucrare specială, într-un hambar, într-o clădire veche făcută din lemne, a adunat oameni să se roage. Și a ajuns istoria Bisericii Pentecostale să pornească din Los Angeles, de la Azusa Street, care este o casă memorială astăzi acolo, să străbată 100 de ani și mai bine și milioane de oameni să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu. Când mișcarea aceasta a început acolo unde vă spuneam, în America, în Azusa Street, asta spune istoria, a durat 3 ani și jumătate. Dar așa să vă spun ceva și să nu vă uimiți. 3 ani și jumătate, clădirea aceea n-a fost niciodată goală și lumina n-a fost stinsă niciodată acolo. 3 ani și jumătate. Acolo a ținut slujbă. Acolo a fost rugăciune și a fost umplere cu puterea lui Dumnezeu. 3 ani și jumătate. Știi ce înseamnă asta? Să stai în biserică aici 3 ani și jumătate. Niciodată clădirea n-a fost goală, niciodată n-a fost numai seiul, păstorul negru de culoare care Dumnezeu l-a folosit pentru lucrarea asta. Niciodată n-a fost singur acolo. Oamenii care slujau acolo făceau cu schimb. Se retrăgeau undeva într-o parte a hambarului și dormeau pe fân și se odihneau pentru că trebuia să se scoale să înceapă ca alții, erau acolo. S-au închis în vremea aceea în America case de tot soiul, restaurante, cârciume, încât au dat falimente sute de afaceri care au deținut morții.